Bună seara, doamne, domnișoarelor, domnilor, bun găsit, vorbim seara asta despre tam-tam. Băi, se face tam-tam la Brașov, adică, dincolo de expresia asta pe care o cunoaștem toți, alăturarea asta, tam-tam, avem un festival adevărat. Invitații mei în această seară sunt organizatorii, directorul general și directorul artistic din acest festival, Horia Mihail, bună seara, bine ai venit. Bună seara, bine v-am regăsit. Dragoș Dimitriu, bună seara, Dragoș, bine bună seara. La tine e prima oară la RTT în studio, nu? Este a doua oară. Ai mai fost? Am mai fost, da. A, la mine în emisiune? Mi-asum asta dacă cred că am în alta emisiune a unui coleg. Dacă ai fost la Dorian, e posibil. Ambii pianiști implicați, ați lăsat pianul deoparte, presupun, pentru perioada asta, nu? Oarecum, deoarece am considerat că brașovenii trebuie să știe că suntem amândoi pianiști, așa că vom apărea pe scene. Da? Da. Vom apărea pe scene împreună, chiar duminică, în ultima zi a festivalului și separat cu alte ocazii pe alte scene. Și ce faceți duminică? Un duel? Un duet. Oh, stai așa că e o nuanță aici, da. De obicei era un duel al pianelor, acum este un duet. Noi la piane nu-i duel? Duet, vom cânta un repertoriu foarte interesant la patru mâini, iată, scoatem muzica clasică în stradă, un lucru care la noi, din păcate, nu prea se întâmplă. La noi, în România, vorbesc. Sunt foarte puține proiectele sau organismele culturale ce au astfel de inițiative. Altminteri, în vestul Europei, mare. Lumea asta mare, da, în Asia, în Statele Unite și nu numai, promovarea culturii, ducerea ei în stradă, în parcuri, este un obicei ce durează deja de foarte multe zeci de ani. De unde crezi că ni se trage nouă chestia asta până la urmă? Că în perioada interbelică exista lucrul ăsta. Asta se întâmpla de la chioșcurile din parc, unde venea fanfara în fiecare duminică, mici concerte cu 4-5 instrumente în același foișor. Adică niște lucruri se întâmplau în aer liber, să zicem, neapărat în stradă, în parc. Dar la un moment dat au dispărut și dispărute au rămas. Părerea mea este că atât perioada de 50 de ani de comunism, unde adunările populare nu erau permise, decât în anumite condiții și sub foarte mult control, și mai nou tehnologia, fiindcă fiecare dintre noi are un mic device unde putem accesa conținut cultural sau nu numai entertainment. Divers. Incredibil de divers. Bun, hai să vedem cum v-a venit ideea asta. Am o tot gândim de foarte multă vreme. Împreună în echipă, așa? În echipă de vreun an, un an și un pic. Un an și un pic, da. Cum s-a întâmplat? Eu îmi cresc copilul care e deja adolescent, 16 ani, în Brașov, unde revin de fiecare dată după concertele pe care le-am, temir pe unde, în țară sau în lume. Și am simțit această nevoie de a face tam-tam. Nu știam că vom face tam-tam, dar Brașovul este un oraș incredibil, mi-a spus cel mai frumos din țară și rămăsese oarecum în urma altor orașe similare de aici sau din alte țări. Mă gândeam la teatru, era Sibiu, clar, muzică clasică, Festivalul Enescu din București, cel mai mare din lume. Apoi jazz e Gărâna, care nici măcar nu e oraș. Clujul are film și nu numai, plus festivalurile mari de muzică electronică sau DJ și așa mai departe. Și am stat și m-am gândit, vreo 2 ani, repet, m-am gândit oare ce s-ar potrivi în Brașov, cum aș putea să-mi aloc din energie, și acum îmi dau seama că este foarte multă energie, pentru a face bine orașului pe care, repet, îl iubesc enorm. Am făcut o analiză a ceea ce se întâmplă, oferta culturală existentă, atât din partea operatorilor finanțați de către autorități, cât și cei privați, și mi-am dat seama că publicul din Brașov este extrem de nișat. Nu există o comunitate a iubitorului de cultură, o comunitate strâns unită,
ci mici grupuri care au diverse interese. Cel de la jazz se duce la jazz, dar nu la rock. Cel de la rock se duce la clasică. Cel de la clasică nu la teatru și așa mai departe. Cel de la clasică se duce la operă și la sau nu, filarmonică doar, așa, sau cumva. Da. Bun, și atunci am hotărât să prezentăm și să reunim mai multe forme de exprimare artistică. Și Tam Tam este un nume pe care ni l-a indicat o agenție din București. Împreună cu alte nume am vrut neapărat să nu fie un nume să aibă oarecare englez, da. Dar să aibă rezonanță, să fie ușor de reținut și să poată fi declinat în foarte multe forme. Și au venit printre altele cu această denumire, care la început m-a șocat și probabil că pe mulți îi șochează, însă acum au devenit un brand pe care îl iubim. Cum spuneam, muzică, teatru, arte vizuale, dans și film, reunite pe o imensă scenă pe care o construim la Brașov, o construim și fizic în aceste zile, o scenă care e formată din mai multe scene. Inima, o scenă imensă din mai multe scene mici. Din mai multe scene mai mici. Avem o scenă mai mare în Piața Sfântul Ioan, care m-am bucurat foarte mult când a fost transformată în spațiu pietonal și mașinile au dispărut de acolo. Deși sunt conducător auto și am nevoie de parcări. Simțim drama lipsei, să zicem, dar nu neapărat, că dacă te aduci aminte, era un haos total, permanent. Exact. Adică a fost o inițiativă foarte bună. Acolo vom avea o scenă, scena principală, să îi spunem așa. Apoi alte scene sunt montate, se amplasează pe strada Republicii, în dreptul clădirii Modarom, tot pe Republicii, în colț cu Michael Weiss, în piața Enescu, la rectorat în față, apoi ultima piațeta Paul Richter. Filmul va fi difuzat seara la Poarta Ecaterinei, iar din punct de vedere al spațiilor clasice pentru astfel de activități, avem parteneriat cu Centrul Cultural Reduta, unde vor avea loc 3 spectacole de teatru și Centrul Multicultural al Universității Transilvania. Festival de weekend la Brașov, un weekend aglomerat din punct de vedere cultural. Mai discutam noi săptămâna asta și despre un alt festival de muzică și de carte. Dragoș, 10 scene, 5 arte, 300 de artiști. Cu scenele ne-a explicat Horia, dar spune-ne tu, 300 de artiști? Cred că sunt chiar mai bine de 300 de artiști. Ați zis voi să rămâneți așa la 300. Am zis să păstrăm numărul acesta rotund. Da, sunt un număr de 70 de trupe, ba chiar mai multe, care o să apară pe scenele noastre. Pe lângă aceste trupe mai avem componenta aceasta de arte vizuale. De exemplu, un cort cu virtual reality în care lumea poate să experimenteze orașul Brașov, adică centrul vechi, într-o lume virtuală. Se poate plimba, lucru care o să și rămână în patrimoniul centrelor de informare turistică din Brașov. Ne-am gândit la o selecție destul de, hai să zicem, riguroasă. Ai vrut să zici dură, dar ai zis că poate nu sună riguroasă. Bine de la un pianist. Exact, a artiștilor care vor intra pe scene, pentru că nu ne-am dorit să fie un oarecare festival, am vrut să păstrăm un anumit nivel. Și de aia nu o să vină chiar oricare artist. Avem din România foarte mulți, majoritatea, dar avem și din Brazilia, din Portugalia, din America, artiști care deja concertează pe multe scene mari din Europa. Cele 5 arte? Cele 5 arte, după cum spunea și Horia, sunt muzica, filmul, dansul, teatrul și artele vizuale. Ideea este că în cadrul festivalului artele acestea nu se separă. Artele acestea lucrează împreună. Un tot unitar, până la urmă, artistic, cultural. Este un tot unitar. De exemplu, avem o operă rock. Să vă dau așa un exemplu mai mare, care se va întâmpla la scena din Piața Sfântul Ioan. Noi îi zicem și scena Tam Tam. Unde se combină literatură,
show-ul se numește The One Born From a Tear. Este inspirat din basmul lui Mihai Eminescu, Făt frumos din lacrimă. Este o trupă rock, este o orchestră, sunt niște soliști. Cor. Și corul, bineînțeles. Deci un montaj, o regie destul de amplă. Vor fi 60-70 de oameni pe scenă. Îi așteptăm să vină de la Iași. Cu această ocazie. Cu această ocazie. Da, este o operă rock compusă de compozitorul Dan Spânu. Să nu uităm copiii, fiindcă spuneam exact, că vrem să creăm o comunitate de oameni interesați. Și cum ne-am gândit? Din acest program vast și foarte ofertant, spectatorul brașovean sau turistul ce vizitează Brașovul este interesat de un anumit tip de eveniment. Să spunem, unul se duce la nu știu ce concert de jazz, dar până ajunge el la jazz, dă de foarte multe alte forme de exprimare artistică. Teatru stradal, artiști care pictează street art, pictează panouri de OSB, expoziție de fotografie și opere de artă printate pe panouri foarte mari, expoziție gigant. Mai mult decât atât, este foarte posibil să-și întâlnească prieteni pe care eu poate nu i-a văzut de cine știe câtă vreme, veniți acolo pentru altceva. Dar tu unde te duci? Uite, pe mine mă interesează asta. Hai că poate vin și eu să văd cum este. Și atunci ne-am gândit că în câțiva ani se creează o comunitate unită. Mai mult decât atât, spuneam copiii, încercăm să avem și o componentă educațională. Și această componentă se va întâmpla în locul unde sunt foarte mulți copii, și anume în Parcul Central. Acolo, în chioșcul destinat pensionarilor care joacă șah, îl ocupăm pentru acest weekend și va fi proiecție de film, apoi lângă... De animație. De animație, animație pentru copii, Best of Animest și un alt calup. Mai mult decât atât, vor exista două corturi unde artiști vizuali îi vor învăța pe copii să picteze, să deseneze, să se joace cu această formă de exprimare artistică. Foarte nouă. Nu e foarte... Unele, dar unele nu. Da, există și multă tehnologie categorii, de ultima oră. Categorii. Da, apropo de ce ai cu șahiștii, scuză în paranteza, cei care jucau șah acolo de obicei își pot aduce nepoți acum. Categoric. Bineînțeles. Da. Legat de latura cu tehnologia, aș vrea să anunț ceva, și anume că în mod normal, la finalul unui eveniment atât de mare, se folosesc de obicei artificii pentru a marca sfârșitul. Noi ne-am gândit să facem altceva, și anume vom face un eveniment de videomapping, se va proiecta în Piața Sfântul Ioan, pe peretele acela mare din spatele Bisericii Franciscane, o proiecție făcută de Bogdan Roceanu, care îi va surprinde pe oameni într-un mod plăcut. E un show de lumină. Da, mapping-ul în general este surprinzător și probabil că ați văzut și voi niște show-uri pe niște clădiri celebre ale lumii în care trăim, cu încărcătură istorică deosebită, transformate efectiv sub efectul videoproiectorului. Absolut. Al luminii. De... Da, uite, ce facem noi? De fapt, promovăm un artist brașovean, acest Bogdan Runceanu, care a proiectat, a făcut proiecții pe Teatrul Balșoi din Moscova, pe clădirea prefecturii din Nagoya. Și de Brașov, care noi nu avem nu habar. Da. Exact. Uite, de acum înainte vom ști. Da, sunt lucruri, eu cred că sunt foarte mulți artiști și de genul ăsta și de alte genuri, de care nu aflăm totdeauna în timp util. Da? Exact. Oameni care cântă la Scala din Milano, oameni care fac proiecții de genul ăsta, tot felul de oameni. Brașoveni, afli că un brașovean a lucrat pentru o companie americană de benzi desenate, da? Și a făcut parte din echipa unor filme celebre. Habar nu ai, dar la un moment dat se află și lucrul ăsta. Da, un concept foarte, foarte frumos. Ce așteptări aveți de la public? Să fie curioși, în primul rând. Atât, curiozitatea. Să fie foarte curioși și să fie deschiși. Pentru că eu sunt convins, și cred că noi toți suntem convinși, că vor descoperi lucruri noi pe care poate nu le-au mai experimentat până acum. Și astfel o să se ducă din nou să le viziteze.
Să le vizioneze, nu? Să le vizioneze. Bun, acesta este și o modalitate prin a promova arta și cultura ce se întâmplă în spații închise. Închise, mă refer la sediile și cu număr limitat de locuri. Cum spuneam la începutul emisiunii, Statele Unite, de exemplu Boston Symphony Orchestra, în sezonul 99 spre 2000, a avut un buget de 280 de milioane de dolari. Era acolo, nu? Eram acolo și eram prieten cu șefa de la Public Relations, care avea în subordine 47 de persoane. Deci doar PR-ul. PR-ul erau 47 de persoane. Ei bine, cum își făceau banii respectivi? Nu din sala de concerte care avea 3000 de locuri. Nu, prin evenimentele de outdoor, unde veneau zeci de mii de locuri. Și acolo primeau sponsorizări pe măsură, bineînțeles, corect, pentru astfel de vizibilitate. Dar o astfel de structură se creează în timp. Și sperăm să se întâmple și la noi acest lucru cât de repede. Eu nu cred că e imposibil. Nu-i adică, greu, nu. Nu-i greu. Imposibil nu e termenul cel mai bun. Nu cred că e greu. Vedem, pentru că ai pomenit tu de festivaluri care au apărut, din punctul meu de vedere, peste noapte, astea de muzică electronică, la Cluj, la Mare și așa mai departe, sunt, până la urmă, niște evenimente care erau necesare, se întâmplă peste tot în lumea civilizată, da? Și atunci trebuie să se întâmple și la noi. Succesul pe care l-au avut, cred că nu l-au anticipat nici organizatorii lor la momentul inițial. Este foarte adevărat. Însă au pornit să faci ceva. Au pornit mai mici și au ajuns acum extrem de mari. Chiar am urmărit o emisiune cu organizatorii Untold și Never See, sunt aceeași echipă, și au avut niște, anul acesta, buget de 14 milioane la Untold, vor avea, de fapt, săptămâna viitoare, și 9 milioane la Never See. Păi da, că nu-și permiteau euro să ia pe minune. Cel mai mare show din la România în momentul ăsta. Deci, aici, dacă mă întrebați pe mine, este o capcană și ceea ce se întâmplă, de fapt, este un PR foarte bine pus la punct. Apropo de aparițiile astea cu, mă rog, numite de unii non-culturale, manele și așa mai departe, de fapt este o strategie și un PR foarte bine puse la punct. Enorm. Pentru că se vorbește enorm despre un lucru și cu siguranță nu o să convingi un spectator de Untold să nu se ducă pentru că e posibil să se audă manele copilul minune sau ceva de genul ăsta. Pentru că accidente de genul ăsta se întâmplă și în fața blocului, se întâmplă și în cartier, și la mare, și la munte. A deschis unul ușile și bubuie mașina aia de, mă rog, te mire așa. Un aspect pe care voi l-ați pomenit și pe care aș vrea să-l dezvoltăm un pic este ăsta dedicat copiilor. De fapt, copiii sunt viitorii consumatori sau nu, că aici, de fapt, vine virgula asta, consumatori sau nu de clasic, de muzică clasică, de lucruri cu adevărat frumoase, importante și valoroase. Da, noi nu ne-am axat, deși noi suntem pianiști și cântăm muzică clasică, noi nu ne-am axat numai pe clasică. Ideea este să, că și noi suntem curioși, noi ascultăm tot felul de genuri muzicale. Și ideea este ca și ceilalți să încerce, că nu poți să știi, poate îți place muzica baroc, poate îți place rock-ul și tu n-ai ascultat niciodată, poate îți place opera. Jazz. Sunt fusion. Foarte multe variante aici. Da, și le-am pus împreună tocmai în ideea de a fi prietenoși. Muzica clasică în această ediție, prima ediție a festivalului Tam Tam, nu ocupă un procent foarte mare. Însă noi am gândit acest festival pe următorii 10 ani și avem un plan foarte bine stabilit cum vom merge mai departe. Important este ca acest festival, această prima ediție, să nu sperie pe nimeni, dimpotrivă. Cum spunea Dragoș mai devreme, oamenii din curiozitate și să stârnească interesul a ceea ce se va întâmpla acolo. Să se bucure. Ați pomenit amândoi de tot fel de lucruri, de la artiști care vin din toate colțurile lumii până la un număr important de scene, proiecții și așa mai departe. N-aș vrea să anticipez, dar cred că e vorba de foarte mulți bani la mijloc. Nu sunt foarte mulți bani.
din păcate, adică am spus niște sume, am told, nu suntem nici 1% din ce au ei, dar și aici cred că este momentul să menționez faptul că acest proiect este cofinanțat de către Primăria Brașov și de către Consiliul Județean Brașov. Am câștigat proiecte pe care le-am depus în urmă cu aproximativ 6 săptămâni, 8 săptămâni în urmă și, bineînțeles, o serie de sponsori ce sprijină, iată, cultura. Este vorba despre Peroni, Temad, firmă din Brașov, Delaco, Ina Scheffler și Everest. Everest Ropac, Pentalog și Rotary Club Brașov. Mai avem foarte mulți prieteni care au sărit să facă și ei tam-tam alături de noi. Nu o să-i numesc aici, însă trebuie să le mulțumim. Ne cunoaștem ori din liceu, ne cunoaștem, eu știu, din alte zone și au contribuit cu niște lucruri incredibile. Inclusiv, foarte mult, festivalul acesta s-a făcut la cost. Foarte multe lucruri le-am obținut pur și simplu. Dom'le, atâta mă costă să-l produc, te rog să-l folosești. Ceea ce m-a bucurat. Există un entuziasm al oamenilor deja. Aș adăuga ceva scurt aici. După ce am lansat tot festivalul și am început să răspândim vestea că se face tam-tam la Brașov, foarte mulți artiști ne-au scris ei. Vor să vină cu titlul gratuit? Vor să vină la Brașov să cânte. Nu i-a interesat în mod special o sumă. Bineînțeles că a trebuit să-i susținem măcar și noi cumva. Măcar transportul și cazarea, da. Dar este absolut incredibil numărul de mesaje, de telefoane pe care l-am primit și de curioși, de artiști care au zis noi vrem să fim la Tam Tam. Unul la mână pentru festival și doi la mână pentru oraș. Foarte mulți ne-au scris că lor le place Brașovul atât de mult că pe ei nu interesează altceva decât să cânte aici. Ceea ce este absolut fantastic. E un oraș cosmopolit, Brașovul. Este un oraș frumos, un oraș curat. Adică, dincolo. Și brașovenii, oamenii care locuiesc aici în Brașov, că s-au născut aici, s-au venit, sunt oameni cu un nivel de înțelegere zona asta de cultură net superior altor zone și atunci cu siguranță artiștii au aflat de-a lungul timpului, poate că au fost invitați într-un alt proiect, poate că au văzut și au venit și au văzut un eveniment de natură de asta culturală exact. Aici la Brașov și atunci cu siguranță oamenii mi-ar plăcea. Dar dacă mă gândeam la un paralelism așa, dacă artiștii au fost curioși, mă aștept ca și brașovenii să fie curioși, că ai zis tot de curiozitatea asta. Exact. Să fie un tam-tam bazat mult pe curiozitate, pe dorința de a vedea ceva nou. Da, este foarte adevărat. Mai mult decât atât, noi, cum spuneam mai devreme, încercăm să creăm o comunitate de spectatori interesați de cultură, în același timp o comunitate a artiștilor. Deci prin acest tam-tam noi încercăm să creăm proiecte noi, idei noi, între diverse forme de expresie artistică, între artiști din Brașov, din România și din afara țării. În momentul în care am lansat oficial festivalul, am invitat toți operatorii culturali din oraș să ni se alăture, invitându-i să-și promoveze propriile evenimente, propriile festivaluri și am avut răspuns pozitiv din partea unora, astfel că avem eveniment Vibrate, festivalul Vibrate, avem eveniment Amural și nu numai. Da, Depou de Artă Urbană deja e un nume mare la nivelul Brașovului și ei sunt Amuralul la fel. Da, arte vibrante astea. Da, Dan tot ce vibrează este frumos. Da, Dan Oprea, președintele Depoului de Artă Urbană și unul dintre cei patru parteneri, Dragoș și cu mine suntem aici, trebuie să-l menționăm și pe Bogdan Buzescu, directorul executiv al festivalului. Noi am încercat să revigorăm orașul, cum spuneam, Dan Oprea cu Depoul de Artă Urbană a avut primul festival de art, de cultură urbană al orașului în urmă cu foarte mulți ani. Ei bine, acum ne-am unit forțele și facem tam-tam împreună. Da, sună bine. Trebuie să recunoaștem cumva. Sună bine. Tam-tam. Dacă facem tam-tam, rămâne ceva în urma acestui festival.
Este vară, afară e frumos, 75% din timp. Așa e la Brașov, n-ai cum să ai 100%. Deci dimineața este frumos, după amiaza mai apare cât un nor, mai trece cât o ploaie, dar sunt ploi de scurtă durată, nu vă îngrijorați. De asemenea, nu trebuie neglijat faptul că la Brașov în această perioadă sunt foarte mulți turiști. Că sunt români, că sunt de afară. Este ales special. După cum zâmbiți, îmi dau seama că v-ați gândit așa am ales înaintea mea la asta. Am studiat să vedem care este cel mai aglomerat weekend al Brașovului. Și statistica ne spune că ultimul weekend din iulie. Ei bine, acesta este. Bun, deci statistica stă la baza alegerii. Da. O să fie mult tamtam în oraș, și cu tamtamul vostru, și cu festivalul de muzică și de carte din Piața Sfatului. O să fie atâta efervescență câtă n-am mai avut noi, pe stradă, în Brașov. Și când spun stradă, nu mă refer neapărat pe acolo pe unde trec mașinile, mă refer în zonele pietonale, piețe, piațete și așa mai departe. Am mai învățat și eu cum e cu piața asta Paul Richter, că nu știam, că n-am știut. Mergem mai departe. Da. Deci găsiți tamtam peste tot în oraș. Unde mai găsim tamtam ca să vedem la ce oră și unde să fim prezenți? În primul rând, vă recomand tuturor să intrați pe site-ul nostru tamtamfestival.ro și pe pagina noastră de Facebook ne găsiți sub numele de Tamtam Festival Brașov. Acolo sunt trecute toate evenimentele. Ca să știm ce alegem, ca să știe să fiecare acolo, ce vrea, da, să aleagă. Mulțumim frumos, Horia Mihail, pianist, director general Tam Tam Festival, Dragoș Dimitriu, pianist și el, director artistic Tam Tam Festival. Puteți să-i vedeți împreună pe scena din Piața Sfântul Ioan Duminică, da? De la ce oră? De la ora 19. De la ora 19, să vedeți ce înseamnă pianul dus, sau arta asta de a cânta la pian, dusă dincolo un pic de ce suntem noi, de ceea ce suntem noi obișnuiți să vedem. Sunt Dan Ghiță, o seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT.